capitolul 2, de la versetul 8. Ne introduce în seara aceea, în atmosfera aceea binecuvântată. În ziutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesă. Deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oase cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii de alții: haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre pruncul. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Ce seară binecuvântată! Moment în care păstorii s-au înspăimântat, s-au înfricoșat de prezența aceea, de slava aceea care a cuprins cerul și a venit la ei. S-au înspăimântat. Dar îngerii au spus: nu vă temeți. Și într-o vreme ca aceasta, într-o vreme în care avem atâtea motive să ne temem, să ne fie teamă, frică, Cuvântul lui Dumnezeu răsună și astăzi: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Evanghelia, vestea bună, a venit la o lume în întuneric, la o lume care avea așa de mare nevoie de un Mântuitor, de Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Invitația o facem și aș vrea să pătrundem împreună la atmosfera aceasta a sărbătorii, căutând să ajungem și noi în prezența Lui Dumnezeu, să ne închinăm așa cum spune și textul: astăzi vin să plecem în timp, înaintea ieslei tale.